scuze că filmul nu l-am putut difuza în condiții bune. Din păcate, potriveala tehnică cu ce am avut noi și cu aparatura sălii nu a fost compatibil 100% și atunci au fost dificultăți de emisie. Sperăm ca într-o viitoare întâlnire să fim mai buni ca și calitate tehnică a transmisiilor. Cum mulți dintre dumneavoastră deja știți, cea mai emoționantă parte a întâlnirii noastre este cea a mărturiilor celor care au făcut parte din rezistență sau au trecut prin închisorile comuniste sau au adus mărturie personală prin scrieri sau prin alte forme de mărturie. Din păcate, an după an, cei care participă și au fost martori acestor evenimente sunt tot mai puțini sau este pentru dânsii tot mai greu să ajungă să se întâlnească la aceste întâlniri de la Sâmbăta de Sus. Suntem onorați să vrem... Oui, da, da. Nu vorbesc bine, nu destul bine să vorbesc. Să avem cu noi pe doamna Maria Trifan de la Brașov, din nou pe domnul profesor Radu Ciuceanu, pe doamna Galina Răduleanu, dar vom începe cu un oaspete drag, care nu este la prima vizită la Sâmbăta de Sus, prietenul nostru din Franța, din Franța naționalistă, din Franța adevărată, din Franța profundă, Pierre-Marie Bonhomme. Îl voi ruga pe Pierre-Marie să ia cuvântul și eu voi face traducere. Pierre, da. Înainte de a vorbi, aș vrea să mulțumim caravații mei Fundației Ogoran. Aș fi vrut să vorbesc în frumoasa limba voastră, dar nu pot destul bine, de aceea voi vorbi în limba franceză și camaradul meu, Coriolan, va traduce. Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui devant vous dans le cadre de ces commémorations. Sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră în cadrul acestei commémorări. La France et la Roumanie ont de façon plus particulière ces dernières années à partager un destin commun. Encore une fois. La France et la Roumanie ont, dans ces dernières années plus particulièrement, în acest ultim an, în mod particular, à partager un destin commun. Au împărțit un destin comun. Je pense à nos aînés qui, dans la boue des tranchées de Verdun, de Marachti, de Marachesti ou de Oitus, ont gagné pour nos peuples le combat commun qui vous a permis de récupérer les vieilles terres roumaines et de créer la grande unité. Mă gândesc la ostașii care au luptat în tranșeele de la Verdun, dar în egală măsură la Marachesti sau Oitus, pentru... pentru a reintegra națiunile franceză respectiv română. Sans l'intervention des troupes roumaines en 1916, et c'est un ordre du jour du maréchal Pétain de novembre 1916 qui le dit, les Français n'auraient sans doute pas pu gagner la bataille de Verdun. Fără acțiunea românească de a intra în război la mijlocul anului 2016 și este consemnat în ordinul de zi al mareșalului Pétain de la Verdun, francezii n-ar fi rezistat în tranșeele de la Verdun.
1916. Am venit acum să răspund la niște întrebări. În câteva minute. Terminăm repede cu domnul și... Pentru mine... Bine, domn profesor. Am șase ore. Vă rog frumos. C'est pour cela que l'honneur de la France et de la Roumanie sont très comparables et que nous sommes en France admiratifs devant ce peuple qui, durant 40 années de communisme, n'a jamais plié et a toujours maintenu haut les couleurs de la liberté. C'est donc pour moi, encore une fois, l'honneur d'avoir pu intervenir aujourd'hui. Este o mare onoare pentru Franța de a recunoaște că în România, în cei 45 de ani de comunism, nu au renunțat la a păstra valorile libertății. Merci beaucoup. Vă mulțumesc. Domn profesor, atunci începem cu dumneavoastră. Domn profesor Ciuceanu. Da, începem cu dumneavoastră sau cu doamnele? Cum doriți? Nu, domnul profesor. Nu, bineînțeles, mă știu. Nu, dar începem un dialog cu dumneavoastră și după aceea vorbesc doamnele, da? Bineînțeles. Condiția mea este, dacă mi se pune întrebări, să fie punctuale și fără paraziți. Bine. M-ați înțeles, nu? Am înțeles. Atunci, doamnele, o rog pe doamna... Nu, de ce? Domnul profesor, să fiți domnul Ciuceanu. Haideți cu domnul Ciuceanu, mai departe, te rog. Dragi prieteni, să încerc să moderez. Apoi îi mulțumesc după Violanta și pentru toată ziua mea asigurat această misiune. Și sunt foarte bucuros și emoționat pentru faptul că avem atât de întrebări pe domnul profesor Radu Joșanu, unul din, practic, ultimii lucrători în rezistența efectivă armată din munții României, din cunoștințele noastre, în afară de dânsul, mai trăiește domnul Nicolae Jurică, din munții Palamatului. Practic, toți cei care sunt lucrători anticomuniști s-au schimbat din viață, știți, în luna mai în apel și pe neapetele vedere, nelipsit, aici la Sfântul de Sus, avea 98 de ani aproape. Domnul profesor Radu Joșanu este o personalitate, nu doar în lumea științei românești, nu doar ca istoric, nu doar ca fondator și conducător al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, în cadrul Academiei Române, pe care îl conduce cu o energie și cu un dinamism care resmint vârsta de 21 de ani. Îmi scuze că am făcut public vârsta domnului profesor, dar la anul acesta de 16 aprilie, lumea sa am primit 91 de ani. Și vreau să îi spunem pe această cale la mulți ani, la mulți și cu putere pentru a putea în continuare să își ducă mai departe menirea de istoric, de personalitate care ne ajută să recunoaștem mai bine istoria recentă. Din păcate, prea puțin însușită de noi ca națiune. Domnul profesor Radu Joșanu, dincolo de a fi un mare istoric, este, așa cum știm cu toții, unul dintre cei care au cunoscut chinurile inimaginabile din cadrul experimentului reeducării prin tortură de la Bidești, experiment considerat, caracterizat de dizidentul sovietic Solzhenitsyn, drept cea mai mare barbarie a lumii contemporane și pe care, de asemenea, numeroși istorici și sociologi din Occident l-au considerat inimaginabil și de neconceput pentru secolul 20. Cu toate acestea, în jurul celor 15 ani de detenție, domnul profesor Radu Joșanu se află astăzi printre noi și însăși acest fapt este un semn, este o dovadă a grației
dar în același timp și o îndatorire pe care o poartă în dânsul, aceea de a mărturisi. Vrem ca în această seară să ne bucurăm de mărturisirea domnului profesor Radu Joșanu și am să încep prin a-l ruga să ne relateze în scurte cuvinte care a fost cadrul în care domnia sa a intrat atât de tânăr în lupta de rezistență armată împotriva comunismului. În ce condiții și ce impul sufletesc l-a făcut să se alăture de rezistență? Deci, domnule profesor, am vrea să vă întrebăm în primul rând ce vârstă aveați atunci când ați intrat în rezistența armată anticomunistă? Domnule, întâi să dau o caracterizare epocii. Eram o țară ocupată, iar ungurii, care sunt foarte atenți la firmă, de vreo 2 ani de zile, am fost la Budapest acum câțiva ani, ei nu vorbesc de regimul comunist, ei vorbesc de regimul ocupației bolșevice. Ocupație, frumușel, nu? Evite cuvântul bolșevic, fiindcă evident că vorbești de urs, te gândești și la ursoaică, la puii ei, sau la lup, te gândești și că ar putea să te mănânce. Deci, dincolo de trope și aliterori care îi folosesc cam des, nu? V-aș juca să credeți că angajarea noastră a tineretului, a generației mele, n-a fost o chestiune de ordine mobilizare sau de obligație, ci a fost faptul că am simțit că e nevoie, pierdusem ocazia de ghilimele a războiului și am considerat la 17-18 ani câte să ne facem și noi cât de cât o datorie față de cei care ne clătinau casele când trăjau cu tancurile prin fața lor. Deci am intrat în mișcare, așa cum te duci după muzica militară. Am înțeles. Știu că, din ceea ce am citit, că dumneavoastră ați fost practic implicat sau ați avut un rol important în aflându-vă în subordinea unor general de seamă, unor ofițeri superiori ai armatei legale române. Cine erau aceștia și ce misiuni aveați dumneavoastră din partea lor? Vă mărturisesc că de multe ori dați-mi misiunile care le căpătam, eram speriat. Fiindcă, vă dau un exemplu, trebuia securitatea urma să l areseze pe maiorul Dimitriu. Și eu primisem ordinul să-l anunț. De unde afla generalul, ulterior am aflat de la capitanul Iancu Robu, care a fost ulterior împușcat din faptul că timp de aproape 4 ani de zile, 3 ani și jumătate, i-a furnizat generalului informații, el fiind șeful stației de telegrafie, șeful stației regionale a securității. Deci n-a fost, să zic, n-au fost momente prea plăcute, fiindcă nu știi dacă te duci prea târziu și dacă nu cumva înăuntru găsești securitatea, te întreabă ce cauți. Nu. Vârsta 18 ani. La 18 ani pierdusem, să zic, legătura cu cartea, pierdusem legătura, terminasem liceu, a facultate, dar eram angajat într-o luptă care la început mi s-a părut așa ambalată într-o, să zic, într-o foiță aurie. Nu mi-am dat seama că se poate să spiezi viața ușor de tot. Și ceea ce a urmat
Pene m-au arestat când veneam de pe muntele Pozia. Ceea ce a urmat a fost, într-adevăr, o luptă de asta, cum se spune, din întuneric. Am înțeles. În memoriile dumneavoastră, cu care ați ajuns, dacă nu mă înșel, la volumul 5 sau 6? 6, numai de 7. Așa. Vorbiți foarte mult de întuneric și chiar una din cărțile dumneavoastră se numește prea mult întuneric, Doamne. Întunericul care prinsese România în acei ani de ocupație sovietică, în care comunismul era practic instaurat de Egipte de Roare. Așa. Dumneavoastră ați încercat să străpungeți acest întuneric. Ați fost unul din acei tineri care totuși s-au înrolat în această armată de rezistență. Cine era generalul Carbaonț și în ce context ați ajuns să lucrați cu dânsul cadrul de existență? Eu, în general, când e vorba de camaranzii mei, nu folosesc adjective. În fond, eu îi pomenesc, nu? Cât pot și unde pot, dar oamenii ăștia erau de altă calitate. Cel care a fost prânt lovit, prânt schijuit, pot spune, a fost colonelul, Hălălău, comandantul școlii de artilerie din Craiova. Vreau să scoată de la el, cum era și normal, era șef de unitate, să scoată dintre ofițerii care gerege ofițeri, să scoată ușenii, să scoată oameni care urmau. N-a dat pe nimeni colonelul. Alt erou a fost colonelul Petre Virgulescu, comandant de regiment de grăniceri, regiment 8. Iarăși, nu am potrivit cu nimic, să zic, galeriile celor arestați, în urma unor denunțe. Vedeți, e foarte greu acum să trec pe un registru care din ce în ce mai mult capătă lacune, din ce în ce mai mult este presărat cu pauze, fiindcă memoria mai înșală. Dar oamenii aceștia intră rând pe rând, nu? Cu mine împreună, într-un fond care se uită. Într-un fond care se și dorește să se uite acum. Vă spun sincer că de multe ori când sunt întrebat, dar sunteți cumva rudă, cu putare, putare, dar după mine. Și mă abțin, fiindcă am o serie întreagă de rezerve față de atât de tineretul universitar, cât și de copiii colegilor mei de meserie. Și, în general, de viața asta, să zic, chiar politică pe care o ducem. Eram atât invitat la, să mă iertați dacă cumva pentru unii sau alții, repet, da, un lucru care m-a impresionat la Ziua Națională a Franței, unde am fost obligat să vin și eu cu o uniformă de fost combatant. Și am văzut pe cei care făcuseră parte între machidie, mă rog, era un loc al lor unde erau zeci și zeci cu decorațiile post. Unii erau cu decorațiile pentru părinților. Ori la noi m-a avut un exemplu recent. Cineva, o doamnă, care a semnat prima proclamație către țară, care s-a dat la 3:30 în ziua de 22 la televiziunea română, a decedat acum 2 săptămâni. Și am făcut și o cerere să-i se acorde onorurile militare, să-i se acorde un loc, fiindcă a fost combatantă. A fost și înainte în mișcarea noastră de rezistență. Era stewardese și ne purta nouă, să zic, mesajele către Europa Liberă. Am cu numele respective, astea lucruri care vi le spun acum așa, în beneficiu de inventar. N-am primit niciun răspuns. Ca și cum zice francezul, ca și cum nu s-ar primit cu nimic. Ori când moare un artist, îi duc și odorul, îi duc respectul, nu mai departe, sau cineva. Văd acolo, a decedat jos, o bandă, cum se spune.
Trăim într-o epocă în care istoria, dacă nu va fi controlată, devine un submarin. Și va fi foarte greu să-l mai recuperăm. La mine, în orașul Craiova, taică mi-a făcut Muzeul cel Mare din Craiova și a avut un bust. Bustul l-a utopit în 48, cine știe ce-a făcut el. M-am dus de ani de zile să încerc cu cei care sunt în conducere, ba unul a fost chiar ministrul apărării, să-l conving, dom'le, dați niște bani, să punem bustul lui Ștefan Ciucian. 1915 formează titlul unui muzeu al Olteniei. N-am căpătat niciun răspuns decât faptul că să ne scris cu tare. Asta este pericolul nostru, să ne îngropăm o istorie care trebuie să recunoaștem că e cam departe cea de care o trăim astăzi. Vorba unui academician, pot să-i spun numele, îl cheamă Crește acum, mai trăiește acum, are 95 de ani, îl cheamă Dan Berindei și care a dat 50 de hectare de pădure și un conac și 45 de hectare de... i-a făcut cadou statului român, de mie înseamnă toată statul. Din păcate, și mă îngrozesc mereu, n-am dezertat, dar mă pun consider la un care nu mai am obosit de 3-4 ani de zile, am încercat să-i restitui valoarea obligatorie a averii pe care a avut-o omul ăsta lăsat de către moșii și moșii. Nu am reușit. Ba chiar mi s-a spus de către un oficiu care se ocupă cu restituirea, un tovarăș, ca că nu pot să-i spun, să aducă mai multe acte, fiindcă nu sunt complete. Și mereu am adus, până când avocatul mi-a spus, nu mă aduceți că este inutil. Avem. Domnule profesor, revenind la perioada rezistenței, ar fi foarte interesant să ne evocați, în sute de cuvinte, în ce detalii despre misiunea pe care ați primit-o, în legătură cu găsirea acelor zone prietnice aterizării avioanelor americane. Știu că la un moment dat, dumneavoastră, fratele dumneavoastră și alți militanți, umblați prin Carpații Meridionali pentru a identifica aceste zone. Care era motivul? Cine vă dăduse misiunea și cum au decurs aceste căutări? Mă obișnuiam să fac așa, așa o mică incursiune în epocă. După moartea lui Roosevelt a venit Ezri, a venit Truman. Truman a fost capitan de armata americană. Mă rog, având o informare activă și plenară, pot spune eu, și-a dat seama că Stalin pregătea pentru anul 53 o invazie a Europei. Lucrurile pentru unii de noastre sunt de domeniul fanteziei, pentru eu care am citit raportul șefului de stat major al armatei cehe, mi se pare un lucru de care de... Așa, le colaborez cu alte surse, mă rog. Stalin, într-adevăr, trăia momentul când, cum a spus el cândva, îmi voi copti diviziile mele, tancurile mele, în Pirinei. Bun. Sau luam niște măsuri. Măsuri la nivelul Senatului și cum aprobate și mai jos. Ori măsurile s-au pornit din 47-48. Măsurile care vizau o activare a serviciilor de informații și de prezență a unor grupe de parașutiști pe teritoriul României, Bulgariei și Greciei, zona aceea insurrecțională, bineînțeles. Ce s-a petrecut? S-a trecut la arestările masive, 14-15 mai, 48, și pe urmă la tot ce au conzerat ei,
că pe granițe ar fi o populație activă în anumite momente. Și s-a trecut la niște deportări masive, numai în Timișto, da, s-au trimis pe pământ virgin 15.000 de deportați. Au fost deportați și de pe linia Dunării, cam 5-6.000. Într-o casă, lucruri care, iarăși, nu am găsit niciun istoric de-al meu și am de gând să-i cam iau în primire pe colegii mei de la institut, să se ocupe și de relațiile chino-sovietice și de cum ne-au ajutat chinezii când îi trebuia să vie rușii peste noi atunci cu Ceoslovacii și multe alte lucruri care sunt interesante. Să citiți, vă rog, dacă vă promit că voi mări numărul arhivelor la 1000, că se vândă, 500 se vândă imediat. Ori în tabloul ăsta de alarmă, nu? Noi am început și noi să ne organizăm. De exemplu, în Ordenia, unde erau cam 70-80.000 de ruși, știam toate mișcările care le făceau. Știam ce blindate au, ce punem și mașinile alea amfibii, le cunoșteam. O singură mișcare, o convulsie am simțit, am auzit, pe 20 ceva august, au binevoit să ne arunce un desant de arme germane, normal, puteau să pui arme americane, dar care au căzut la gura Mutrului, unde jos în pădure erau ruși. Și au zis mesii rușii și țăranii din câteva comune, așa, care au luat parașutele care erau de mătase. Când am ajuns noi din zona muntoasă, uluițile, așa, de-au uluire de asta, au oamenilor nevinovați. Pe urmă am aflat că atât parașutațele care s-au mai făcut, cum mai au fost încă două, dar la fel au fost plasate pe teritoriul ocupat, dar soarta cumplită a fost a parașutiștilor. Grupul celor 5 de la Cambridge, în funcție cu Philby, care era reprezentantul, nu numai în englez, dar și american, pentru acțiunile din peninsula Balcanică. Îmi povestea cineva care am avut prilejul să și cunosc, dar nu mie, ci colonelul Mesirie, care a fost coleg cu el în 90, că aveau hărțile date de așa manieră încât ei blestema vântul că duceau pe parașutiști mai departe de locul unde trebuie să fie primiți de ei. Declara Neacu Cosma, șeful serviciului de contrainformație, care ne-a cunoscut personal după ce l-au dat afară, după ce a plecat la CEPA, și nepoata dânsului am preparat eu ca să intre în facultatea de istorie. Și cu ocazia asta l-am cunoscut pe unchiul său. Și ziceți dumneavoastră, ca să vă și amuz, după ce am mirosit eu că eram cal bătrân, nu? Că este o umbră, nu? Așa pe la sport. Era un om cum se cade. Cât putea să fie un securist cum se cade. Dar eu l-am depistat în a fi fost, fiindcă omul a venit cu cea mai frumoasă pereche de ciorap de dincolo. E, pentru mine, care mă uitam și la chiulasele armelor, la cei care veneau după noi și spuneau că sunt partizani, evident că fleacul ăștia însemnau ceva. Bun. Deci, trădarea a fost la noi în casă. Am înțeles. Iar mai mult decât atâta, pot spune în completare, pentru cei care mai pipăiți istoria, păcat cu auzul, Tămădău, știți cu toți ce s-a petrecut la Tămădău. Capturarea conducerii Partidului Național. Maniu care își
numărat și treptere, așa se spune, când urca scările. Tocmai el, omul care vorbea foarte puțin, ceea ce la noi este o raritate, a acceptat, l-a acceptat, nu mai știu pe cine, ce nu dau nume, dar cert este că au pregătit foarte bine și n-a fost opera celor de la noi, ci opera Serviciului de Informații Sovietic. Au înșepat o plecare fictivă și Ghinionul a făcut să fie crezut și mai mult decât crezut. Maniu avea informații, cum aveau și șefii mei, că peste un timp de legile va fi poftit afară și că partidele istorice își vor număra zilele. Deci, din punct de vedere a unui șef de partid, era firesc să accepte alternativa asta, mai bine zis, imperativul ăsta, să salvezi statul major. Știți foarte bine, la Tămădău erau două avioane, dacă încăpeau 4 cu 8, erau cu 12, au luat și soțiile lor, crezând că lucrurile stau cu bijuterii, cu freacă, cu toate astea. Dar ce am aflat noi ulterior? Am aflat că o Sfântă Ambasadă, care o cunoșteam, nu eu, cei care erau superiorii mei, ar fi știut de această tentativă, de această cursă, în fond, organizată pentru Partidul Țărănesc. Liberale le-au dat pe nimeni. O să puneți întrebarea dumneavoastră și special cei care sunteți tineri și vreți să mă aflați, ce interes aveau, domnule Gleji? Păi aveau interes. Începusem să enervăm. Iar un bun reprezentant, atât american, dar și englez, are o frază uluitoare. Îmi pare foarte rău și regret și plec din țară cu gândul că mereu l-am înșelat pe acest om. Pe Mihalache, mai aproape, dar pe Maniu în special. Vă dați seama ce înseamnă să împingi pe cei care în fond timp de 2 ani, 3 ani, nu? Și care au murit în Mihalache, ale muritor, iar Maniu capul lui se întorbea de treptele atunci când l-au mormântat. Și nu numai el. Deci, în rezumat, vreau să vă spun că am avut o istorie cu jertfe, o istorie plină de eroi și n-am servit pe generalul Leo Romanescu, care era ministru ajung la aviație, doborise cu 38-40 de avioane și care a ajuns să fie subsecretar de stat și care timp de un an și jumătate a dat informații englezilor. Nu pot să spun, nu vă pot spune, nu pot să declar în fond cine l-a vândut, cel ce este că l-a arestat. Și ultimul lui cuvânt a rămas un cuvânt care, eu repet, a fost acuzat de trădare și a spus în fața unor depădături care erau pasamite judecători și procurori, m-a acuzat de trădare. Voi sunteți trădători, nu eu. De mine vor pomeni generații întregi. De voi nu vă știi alții să vă împoape cât mai adânc. Dacă ne-au trecut noaptea de la celula morților, ce joa vă dăm la moarte, ne-am ridicat toți în picioare, 200 și ceva, și am cântat și noi Deșteaptă de române, iar preoții noaptea au făcut peșnica lor pomenire. N-am auzit de pușcăturile, fiindcă era un dâmb. Și jos era, să zic, pușcăria noastră, iar pușcăturile nu se auzeau bine. Câteodată când era iarnă, și mai puțin, nu le auzeam deloc. Dar vara mai prindeam cât un eco. Da,
Andrei Grigore. Domnule profesor, una din misiunile pe care le primiseți în cadrul, făcând parte din conducerea Istoriei Naționale de Rezistență din Oltenia, una din misiunile dumneavoastră era aceea de a recruta studenți, cel puțin așa este din archivele securității, din sentința pe care ați primit-o, de a recruta elemente din cadrul studențimii și de a face legătura cu partizani, cu structurile de rezistență din munți, de asemenea de a transporta armament în zonele muntoase. Apropo de ce răspund acum punctual, am dus și am putut să ducem, de multe ori trebuia să dăm țuică contra muniție, contra PPC-ul, pistoalele cu probă, dar ce n-am putut dibui și foarte bine că n-am putut afla, că cine știe puteam să divulg, că fiecare om își are gradul lui de topire, nu? Nemții când au plecat au lăsat vreo 4-5 magazii, revize, la Ișanița, cu care aveau, au lăsat până și fost patroane pe vreme, erau atât de mari. A lucrat de trenamentul. Timp italiene foarte bune. Dom'le, toate au fost luate de către Dimitrie Caraunț, care a fost șeful corpului de la Craiova, și duse. Unde? Nu știu. Dar de câte ori se discuta în ședințele noastre, de atâte ori polonei puneam și întrebări așa, ca precum un tânăr, adolescent, cu 20 de ani. Nu? Dar ce facem? Că avem oameni puțini. Rușii sunt mulți. Și generalul, nu, Hărălău sau Petre Pirescu, nu vă îngrijiți că armament mai avem de la foștii noștri la Liesi. Am fost anchetat. Mai puțin bătut pentru chestia asta. Dar vă mărturisesc că nici până acum, la vârsta pe care am, nu știm cine a operat în nopțile alea, unde i-au dus. Iar eu, când am dus ceva armament pe linia mănăstirilor, la Ibici, până la care sunteți în regiunea Râmnicu cu Vâlcea, până la turnul și scărișa de sus și la Cozia jos, dar le-am dus mă mai târziu mai sus, mă rog, erau puține, erau așa mini depozite. Securitatea n-au mai bine văzut și înredezat. A zis, bă, mi-a tras nici în jurături o anchetă pe 52. Dă-le, mi-a spus domnule, 10 puști, cu tare. Și-au făcut un referat, nu? Pe care spunea că sunt în zone alpine unde nu pot fi ridicate. Adică au zis și ei, au ruginit, au trecut 8 ani, 10 ani, mai bine. Deci cam situația era că ne putem baza pe ceea ce au făcut unii și cu curaj și cu un prilej fericit. Ca să golești și merenize germane, a semnat eu, ca nepriceput, ziceam, doamne, ăștia au lucrat vreo 7-8 zile. Și am aflat atât, am aflat că au fost numai ofițeri. Numai ofițeri. Și s-a folosit și camioane, încă firme civile. Încolo n-am avut niciun pachet care, de sus care să ajungă în mâinile noastre. Ați fost arestat în septembrie 1948. Puteți să ne spuneți care au fost circunstanțele în care ați fost capturat? Capturat, veneam de la munte, am făcut greșeală, au făcut alții greșeală, aveam două stații de alarmă, una la Piatra Olt, că a venit așa, așa, care nu a funcționat. Cel de la Alba, de la Piatra Olt, cred că s-o fie trenul de noapte, s-o fie cu s-o fie, eu știu, de seama, nu l-am mai întrebat, nici nu l-am mai prins, nu? Cel de la Crăba era un vecin de-a meu, care poate i-a fost stricat când a văzut că vin oamenii cunoscuți la mine în casă. Când am intrat în casă, bineînțeles că mi-au băgat niște pistoale în burtă și în spate și au urmat
lungul drum, are nopții câte... Ceea ce este interesant este că, probabil, ca urmare implicării dumneavoastră în operațiunile de rezistență și cele legate de desantul american, ne-au considerat o țară în care dincolo de primele rapoarte care erau împotriva oricărei rezistențe, cele ulterioare, cât am avut eu timp acum, eu și cu un coleg de-a meu istoric, care s-a dus din America, eram considerat cu un potențial activ major. Am înțeles. Așa era o rapoarte. A contribuit și ce în special, politizat. Regulă. 80.000 de țărani au fost arestați. 80.000, măi. Și așa de caze, Nicolae Ceaușescu, culme. Ca să ne îngroape pe... Pe deși. Da. Ce vreau să spun este că dumneavoastră ați fost anchetat nu doar de securitate, ci de NKVD. Ci, nu oricine era anchetat de NKVD, deci ofițerii de NKVD. Cred că este foarte interesant să expuneți în ce constau diferențele dintre o anchetă NKVD și ancheta securității, să zicem. Mi-a pus o întrebare că niciodată n-am făcut-o cu a răspuns publică. Dom'le, la ancheta securității mai scăpoare, cum s-a spune. Știi că dacă s-a pus bătaia, dacă nu-ți dă în cap în uiu, veniți la mine la București, că am făcut o galerie la mine la institut cu călei sau brezarul, nu? Și mi-a murit un prieten bun, un catolic, Francis Averio, nu? Purta eroului, martirului de la Osaka. Intra în proces, mureai sau mai supraviețuiai, dacă erai tânăr, aveai șanse, dacă erai la canal sau la mine, dacă mai puteai să rezista. Dar rușii era clar. Nu interesa lucrurile mărunte. Depozite, armătură, ce să zic. Lucruri care pentru securitatea noastră erau obsese, erau și se pare ceva așa, obligatorii să știi. Legături. Pe rușii interesa un lucru care cred că l-am moștenit de la ohrană. Știți ce a fost ohrană? Poliția secretă țaristă. Poliția secretă țaristă. Mă trebuie să vin mai des la dumneavoastră. Ce lucruri importante? În primul rând că te duceai cu bagajul la ei, la Beci, sucursala EKVD-ului, o casă boierească, și când am intrat acolo, m-a luat în primire un învățător. Un învățător. N-are rost să vă spun numele, dar un om care îl mai chemau la închetă ruși. De ce? Nu mi-a spus și nici eu n-am întrebat. Și mi-a spus un lucru. Erau foarte multe piciuri, erau niște piciuri de lemn, așa, erau foarte multe pachete care erau puse la un fel de căpătâi. Și spuneau, pachetele ăștia sunt luate săptămânal, fiindcă cei care le-au posedat nu mai sunt în viață. La ei frontiera între viață și moarte era o chestiune de eu știu ce lege aveau. Ce este că au dorit, în primul rând, să mă impresioneze, să-mi spună cam 67% din familia mea. Profesorul Daniel, profesorul Cristian Matescu, fratele meu, tare, doctorul Cărăușu. De ce a fost împușcat doctorul Cărăușu? Doctorul Cărăușu, colonelul Cărăușu, a fost împușcat în fața casei sale dintr-un jip de soldați în armata sovietică. Ce legătură avea doctorul Cărăușu cu
ofițer superior din armata sovietică. Ce bine că dânsul a dormit. Evident că a spune că a avut legături înseamnă moarte pentru mine și supliciu pentru doctor. Noroc de ghile mele că pe le împușcați. Și vreau să știe, fiindcă într-adevăr, la laboratorul doctor Cărăușu, eu am văzut câțiva ofițeri superiori în hainele de aia, până la pământ, pământii, cu 3 stele. Dom'le, pe asta interesează, spui dacă ești sincer, orba. Dacă ești făceau opinia că vrei să-ți lăsi, îi tragi pe sfoară, erau 3 la mine. În altă parte, poate a fost 1 sau 7. Se uitau din ochi. Și în special se uitau ghiciți unde, la întrebările lor. Învățătorul m-a avertizat. Pentru nimic în lume, la o întrebare care poate fi cu mai multe, să nu-ți plimbi om ușor. Și să țin norocul meu cu oancă, care m-a bătut zdravă și m-a învățat de aia când puneau întrebare, eu să n-am cu maseterii lipiți, ăștia, ca nu cumva să simte că învățați să știe școală, că vrei. Deci cam asta este la pe rușii de răbără, că prima lucru, dacă ești așa, și mai ales dacă a avut legătură în speță cu armata sovietică. Și dacă ai fost peste graniță și dacă te-ai întors, de ce te-ai întors? Eu era acasă la mine. Mi-a dat numai o palmă pe Revocecu, care era și el militar, că ne-a tradus la Isaporul că trebuie să dea palmă. M-a întrebat o chestie de amănunt și am răspuns obraznic. Am spus, păi dacă știți atâtea lucruri de amănunt, ce rost aveți să mă mai întrebați? La ce biserică sau în genul ăsta mă duc? Nu. Și mi-a dat sau mama, dar da cu mine la pământ. Cam așa nu m-a mai chemat niciodată. M-a ținut încă 2-3 zile într-un fel de așteptare și cu urmă m-a băgat în jipul lor și m-a dus în dere la securitate. Ăștia ai mei de ghile mele, securiști, și credeam că te-au curățat. Pornând să-mi dea să așa și de regret, că nu mai puteți să mă mai îngedez. Am înțeles. Domnule profesor, vă propun pe cubura desfășurare a acestei părți să dăm cuvântul și unea din doamne acum și să facem o mică pauză cu dumneavoastră și să dăm cuvântul doamnei dr. Galina Lăduleanu. Doamna dr. Galina Lăduleanu era în vârstă de 24 de ani în 1960, când a fost arestată și familia deja exista o dramă pentru că părintele Lăduleanu, unul din cei care pe bună dreptate s-au remarcat era deja condamnat la ani grei de temniță. Cine? Erați așa? Cine, tata? Da. Nu era luat încă? L-au luat după dumneavoastră? Nu, înainte. Preferați așa să vorbiți cu microfonul aproape? Da. Bun. Doamna doctor are și avantajul că este medic psihiatru și în felul acesta de multe ori poate să aibă o viziune profesionistă din punct de vedere al analizei psihologice, al analizei de specialitate, a ceea ce înseamnă trauma de detenție, trauma pe care orice deținut, în special deținut politic într-un regim totalitar, o resimte atât în timpul detenției cât și ulterior. Să poată
adunat. Salvat. Deci asta vreau să vă spun că... Domnul Vigoriu, de o timp mai tare dacă se poate, din sintetizator. Vorbesc eu sau vorbesc cum? Deci în calitate de medic psihiatru am vorbit toată viața între patru ochi. Și ceea ce depășește perechea de ochi din fața mea mă face să am trac și să vorbesc foarte încet. Dacă nu era microfonul, cred că vorbeam singură. Deci am făcut închisoare între anii 1960-1964. Împreună cu tatăl meu, preotul Boris Răduleanu, și cu fratele meu, care era student la fizică. Motivele care l-au făcut pe apărătorii patriei noastre să ne aresteze a fost atitudinea inițială, atitudinea tatălui meu, care era preot martir, adică preot apostol, și care considera că misiunea de preot trebuie dusă cu orice preț și în orice condiții, și mai ales în condițiile în care se lupta împotriva credinței de către bolșevismul ateu. Acest lucru l-a făcut să continue catehizarea copiilor în biserică, să ia atitudini împotriva devierilor care se făceau la ședințe, unde preoții erau obligați să laude cuceririle revoluționare și să spună că pacea vine de la răsărit. Tata s-a ridicat și a spus că pacea vine numai de la Hristos și este singura soluție de pace a lumii întregi. Motiv pentru care i s-a luat cuvântul, a fost înconjurat de informatori și în final a fost dus în domiciliu obligatoriu și în final arestat. Iar la arestare și la percheziție s-au găsit, i s-a luat tot ce a scris tata, pentru că tata a scris foarte mult, făcuse și filozofia și avea lucrări scrise în domeniul și a filozofiei și a religiei, și s-au găsit și caiete de ale mele în care îmi notam diverse păreri în ceea ce privește politica actuală, deznaționalizarea și ideile anticomuniste. Pe acest motiv, pentru că nu exista totuși o lege care să te condamne pentru caiete de natură intimă, trebuiau să existe un articol de condamnare și articolul l-au găsit, pentru că au considerat că între un tată atât de pornit împotriva ateismului comunist și o fiică care își exprimă în scris, chiar dacă într-un caiet personal, părerile, au existat discuții. Și era atunci la modă, adică apăruse celebrul articol 209.2 litera A, în care intrau discuțiile dușmănoase, așa se numeau. De fapt, considerau delict de uneltire. Erau niște titluri foarte pompoase. Și în aceste discuții dușmănoase intra oricine și orice. Începând de la cineva care spunea că nu-i ajunge pensia. Am stat în închisoare cu o doamnă care era condamnată pentru că se plânsese că nu-i ajunge pensia și că pensia e folosită de către organele de partid, 3 ani. Sau cineva care spunea că produsele românești sunt inferioare celor străine, subminarea economiei naționale, 4 ani, și altele și altele. Era suficient. Deci noi am fost condamnați pentru că eu am discutat cu tata problemele politice ale țării. Fratele meu, care era student și care nu avea absolut niciun fel de legătură cu aceste probleme, totuși au găsit și lui că ar fi intenționat să treacă fraudulos frontiera. Nu exista nicio dovadă, dar intenția au dedus-o ei și l-au condamnat și pe el. Așa încât acesta a fost procesul nostru și alături de noi, în perioada respectivă, spre deosebire de adevărații
mari oameni politici și marele elite, care au fost distruse, trebuia acum băgată, totuși, pentru ca securitatea să justifice activitatea și să terorizeze populația pe care trebuia să o modeleze după tipicul comunist, trebuia inventat. Dacă știți cum spunea Voltaire, dacă nu ar exista Dumnezeu, ar trebui inventat. Deci, trebuiau inventați dușmanii. Și acești dușmani eram noi. Și a început perioada noastră de existență penitenciară, penitentă. Dar asta este ca așa, ca o prezentare. Ceea ce vreau eu să vă spun, de fapt, era o chestie mult mai decepționantă și pentru dumneavoastră, nu atât pentru mine. Să fac o mică introducere, faptul că pentru mine a fost o revelație ieri, când am văzut filmul făcut despre George Manu. Spre rușinea mea, deși au trecut 30 de ani, nu mi-am dat seama de extraordinara personalitate, de genialitatea acestui om și de caracterul extraordinar pe care l-a avut. Și nu mă miră faptul că nici alții nu-l cunosc și că este ținut sub obroc și el și atâția alții care ar putea servi de modele generațiilor actuale. Așa cum spunea domnul Lupu, domnul profesor Lupu, Lupu și-a schimbat numai părul. Și atât. Pentru că dacă în trecut eram puși după gratii și ni se închideau gândurile sub tortură, astăzi beneficiem de drepturile omului, nu mai suntem puși după gratii, întâi însă suntem puși și mai rău sub lespedea ignorării, sub lespedea uitării, sub lespedea anulării. Și atunci valorile noastre ajung sau la lehamite, sau la plecare, sau la indiferență. Este o politică mult mai distructivă decât cea care te punea după gratii, fiindcă după gratii ajungeai să gândești, ajungeai să aprofundezi, ajungeai să crezi, să-ți păstrezi credința. Și domnul și George Manu nu a făcut tot ce și-a făcut, așa cum am observat că apărea un istoric pe ecran, un tânăr istoric, care spunea că această credință pe care a avut-o el a fost o chestiune mai mult formală. Nu e adevărat. El, pentru această credință național-creștină, a trăit și a murit. El s-a întors din străinătate pentru că își iubea neamul și a murit pentru că își ura acest comunism pe care, așa cum a spus la judecată, zice: eu am vrut să distrug comunismul, îmi pare rău că n-am reușit. Asta a fost ultimul lui cuvânt. Și un alt cuvânt care mi-a rămas și care ar trebui toți să-l avem în minte a fost faptul că acei care studiază creația lui Dumnezeu, de fapt se roagă. Și asta a făcut el și asta fac mari oameni de știință. Deci, îmi pare rău că ceea ce vreau să vă relatez nu va fi o mărturie a trecutului, ci o oglindă a prezentului. Și atunci o să vă... O să vă spun un lucru care ar trebui să ne preocupe pe toți și nu numai din când în când, ci zi de zi și din ce în ce mai mult. Am denumit această mică prelegere pe care vreau să vă spun: unele vise devin realitate. Ca de exemplu cel al lui Ceaușescu. Și ca motto, am scăpat de comunism, nu și de comuniști. Și în epoca noastră, asemănător unor vechi tradiții teatrale,
unde anumitor actori le erau destinate aceleași roluri caracteristice, dejune prim, personaj pozitiv sau negativ și altele. Exact în aceeași manieră și nouă, foștilor deținuți politici, ni s-a repartizat, a zice chiar fixat, rolul de a ne raporta strict la experiența carcerală. Uneori, chiar și aceasta însă pusă sub semnul îndoielii, în prezentările aberante la TVR ale marilor cărâi a închisorilor comuniste, ca Goiciu de la Gherla, Crăciun de la Iud sau Enoiu de la Uranus. Aceștia, ca mulți alții asemenea lor, prezentau absolut inimaginabil condițiile de exterminare din pușcării, zugrăvindu-le ca niște adevărate pensiuni de recreere. Alții vroiau să acrediteze ideea că toată memorialistica foștilor deținuți politici e doar o ficțiune. Ceea ce nu era greu pentru psihologia maselor largi. Chiar și la mine la spital, după citirea cărții mele Repetiție la moarte, a fost întrebată: doamna doctore, chiar adevărat ce a scris? În decursul celor 30 de ani scurși, noi deținuții politici am dispărut fizic, așa cum se așteptau, fără ca vocile noastre să spună, cum ar fi fost firesc, la fel ca cei din 1989. Noi nu pentru asta am murit. Singurul care în ultimii 3 ani, în fiecare decembrie, desfășoară un spectacol, Tudor Gheorghe, are ca titlu emblematic întrebarea tragică: degeaba? Urmată în anul următor în mod hotărât: degeaba, pentru că în acest an se conchidă tot mai trist, tot degeaba. Și într-adevăr, după 30 de ani nu avem și nici nu se prevede nici măcar un muzeu al comunismului, întrucât s-a constatat de către conducere că luptătorii anticomuniști au fost într-o mare măsură nedemocrați și incorrecți din punct de vedere politic. Așa încât, pentru a nu supăra pe nimeni, preferam să trecem peste această problemă. Același lucru și cu condamnarea comunismului, pe care o considerăm rezolvată în urma acelei parodii făcute de unul din președinți, un teatru fără substanță și mai ales fără urmări. În ceea ce mă privește, m-am hotărât ca în fața dumneavoastră să ies din rolul de exponat de muzeu venit dintr-o epocă glaciară și să mă întreb care este problema lui acum și aici. Iar ceea ce mi se împățișează este faptul că îndeplinim cu minuțiozitate și perseverență programul lui Ceaușescu, adică visul lui transformat în realitate. Și asta pentru că geniul carpatin tindea să fie pigmalionul nu numai a unui om nou, ci și a unei Românii noi. Iar prin urmașii săi pare să reușească. Ceea ce reproșez acelei perioade este nu numai că ne-a dat un paranoic, ci de un intelectual redus, ca să nu folosesc alt termen. Nici Napoleon, nici Cezar, nici Stalin n-au avut o inteligență de limită. Poporul nostru, în extraordinarul său simț al umorului, l-a caracterizat cu exactitate. Ceaușescu e genial. La 4 ani vorbea ca acum. Dumnezeu trebuie tratat de un psihiatru. A ajuns să se creadă un Ceaușescu. Revenindu-se la programul urmărit de acesta și continuat de urmașii săi, aș vrea să spun punctele pe care le urmărim. Punctul 1. Unul din principalele obiective ale conducătorului iubit era dărâmarea micului Paris, distrugerea farmecului lui considerat burghez și transformarea într-o capitală după modelul Casei Poporului și a bulevardelor aferente, adică masive, greoaie și mai ales fără personalitate, la fel ca atâtea orașe din țară. În primul rând, monumentele istorice trebuie orase.
Istoria trebuie să înceapă cu anul 0 al domniei Marelui Conducător. Ce urmă se știe, clădiri ca Mănăstirea Măcărești, Sfânta Abine sau Spitalul Bărcovenesc nu erau numai niște simple ziduri. Ele erau îngropate ca în zidul Mănăstirii Curtea de Argeș, sufletul de veacuri al neamului nostru. Acest suflet se urmărea a fi în primul rând distrus. Capitala urma să fie transformată într-o mulțime de blocuri uniforme, cenușii, puteam fi cu ușurință urmăriți. Cu câtă bucurie ar fi transformat Bulevard Doana, Ipătescu, Cotroceni și altele într-un nou bulevard de ceva. Dumnezeu nu i-a îngăduit. Și acel mare Teche Fares din 1989 i-a pus capăt domniei. Atunci credeam, dar câte nu credeam atunci, că București e salvat. M-am înșelat. Datorită acestei primejdii s-a evit Uniunea Salvați Bucureștiul, dacă se mai poate. Dintr-o zonă destul de tenebroasă au apărut noi întreprinzători numiți dezvoltatori, care, cu argumente solide, determină apariția unui oraș străin în care blocuri uriașe acoperă clădiri istorice, disfințează spații verzi și distrug tot ce a mai rămas din micul vechi Paris. Exemplu caracteristic, clădirea uriașă de lângă Catedralul Sfântul Iosif sau Biserica Armeneasă. La asta se adaugă și patriotismul noilor proprietăriți, care își lasă clădirile recuperate, unele adevărate bijuterii arhitectonice și istorice, să se ruineze pentru a vinde terenul noilor întreprinzători. Nimeni nu realizează că o casă poartă în ea sufletul, viața atâtor generații care au locuit-o în decursul secolului. Ea, casa în care locuim, nu este un ceva, ci un cineva. Din păcate, Bucureștiul a ajuns un oraș neiubit, iar România o țară neiubită. Ceaușescu poate fi mulțumit. Urmașii i-au depășit așteptările. Punctul 2. Conducătorul genial, deși avea aceeași origine, ura țăranul de altă dată. Pentru sufletul lui aristocrat, pentru târzenia lui, curajul, independența și nu în ultimul rând credința. Toate aceste calități trebuiau demolate, șterse, iar locuitorii închesuiți în blocuri, la fel ca și cei din orașe, ștergându-se în acest fel diferența dintre sat și oraș. Ca și la primul punct însă, o mână nevăzută a scris, ajunge. Numai că actualii urmași ai țăranilor din trecut, modificați genetic, au început prin schimbarea numelui de la țăran la fermier. Ca urmare, noi noștri fermieri își arată roadele transformării. În primul rând, există o detașare față de pământul redobândit, pentru care altădată se făcea închisoare sau chiar crime. Acum acesta e lăsat nelucrat, pârloacă, s-au mântut celor care dădeau cei mai mulți bani. Nu mai există la noi oameni niciun sentiment față de natură. Codrul, altădată frate cu românul, e tăiat cu sălbăticie pentru bani. Iar cei mai mulți plecați în Occident, odată întorși ei, sau numai banii lor, au desconsiderat casele modeste ale moșilor și strămoșilor, vetre ale identității istoriei noastre. Dărâmate cu aceeași cruzime ca și pădurile, și-au ridicat în locul lor adevărate buncăre antiatomice, care aveau un singur scop, să fie mult mai mare decât a vecinului. În felul acesta s-a terminat cu minunatele porți maramureșene sau cu splendidele case de județul Vâlcea. Nostalgicii le pot găsi la Muzeul Satului. În alte țări, vechile așezări sunt păzite cu cea mai mare strictețe. La noi parcă ar fi rămas în eter vocea conducătorului iubit. Termați tot, nu rămână nicio urmă înaintașilor porții.
istoria a început cu mine, voi să o continuați. Lucrul pe care îl facem. O nouă psihologie a pus stăpânire pe noi. După 45 de ani de comunism, distrugem și ce a mai rămas din rădăcinile noastre. Tindem să ajungem ca niște copii de orfelinat, fără mamă, fără tată, fără trecut. Nu avem nici cel puțin asistență maternală. Cum să nu fie un motiv de satisfacție a genului carpatin? Se aude și de acolo lângă bală. Bravo, tovarăși! Știam eu că nu mă veți dezamăgi. Punctul 3. Este de fapt cel mai important și constă în demolarea religiei și a credinței. Dărâmarea bisericilor nu a reprezentat decât aspectul exterior. Scopul real era pustirea sufletului, transformarea noastră în niște roboți docili, manipulabili și fricoșați. Așa s-a ajuns în prezent la concluzia tristă că poporul român născut creștin ar trebui recreștinat. Acum, cu raze oase de credință reală, formală, tineretul, cu toate orele de religie din școli, este mai ateu ca cei din 1989, care strigau, vom muri, dar vom fi liberi, și cu noi este Dumnezeu. Astăzi am ajuns să clamăm, vrem spitale, nu biserici. În comunism, religia era combătută cu așa zise argumente științifice. În epoca postcomunistă, se recurge la caricatură, la obscenitate, la batjocură. Dacă n-ar fi ca exemplu decât piesa Evangheliștei a Doamnei Mungiu, premiată de Uniter. Și la acest punct al programului său, Ceaușescu poate dormi liniștit. Și aici am depășit așteptările. Profesorul Giurescu spunea într-o emisiune că dispariția unui neam este determinată de atacul asupra limbii, istoriei și credinței. Tot el sublinia că la noi se lucrează intens în acest scop și că nimic nu este întâmplător. Suntem un neam teofor, spunea tatăl meu preotul Boris Răduleanu, și avem o misiune în istorie. De aici multitudinea dușmanilor noștri intern și extern. Nu am argumente concrete științifice pentru a demonstra în cazul nostru acea vorbă din închisoare. Atunci când ești mai disperat, scăparea e aproape. Poate că n-am ajuns pe marginea disperării. Poate că trebuie să se întâmple ceva care să ne deștepte din somnul cel de moarte. Poate că încă jertfele miilor de martiri nu pot înclina balanța cu tablerul lașității, indiferenței, cruzimii de care am dat dovadă în trecut. Și totuși, sub această lespede de nepăsării, la momentul hotărât de sus, sunt absolut sigură că vom învia. Amin. Ceea ce simbolizează
intelectualității românești. Și tot el, Traian Trifan, este cel care a scris sub acel desen, deviza care, pe care acești tineri aveau să o țină ca deviză a grupului lor de rezistență armată anticomunistă, după despre 48, brații se plâng, dar nu se îndoiesc. Traian Trifan, născut în 1899, undeva în județul Alba, cel la bancă, chiar la bancă lui lui Blaja, a fost numit în 1940 prefect al județului Brașov, în timpul statului național regional, în condițiile dramatice în care tocmai pierduseră Albeanul de Nord, iar granița frontieră a Noii Românii Ciordite ajunsese foarte aproape de Brașov. El a condus cu demnitate județul Brașov în cele 4 luni și jumătate, până în ianuarie 1941, când în urma lovitului de stat a generalului Ion Antonescu, ca și mulți alții demnitate în timpul guvernării regionale antonescene, a fost condamnat și a primit o condamnare de 16 ani, a fost, a executat o demnitate, a luptat și pe front, dacă mă înșel, a acceptat să plece, dar el a spus să nu pleacă pentru a se reabilita, așa cum spunea legislația antonesciană, și a cerut legionarilor să plece pe front pentru a lupta împotriva comunismului, ditodatorie, nu din obligația de a se reabilita, pentru că consideră că nu au obligația să se reabiliteze. Apoi și-a continuat pedeapsa și ceea ce este interesant este că nu a fost eliberat după istoșirea celor 16 ani și a fost ținut în continuare ilegal în temniță și apoi în domiciliu obligatoriu, executând practic peste 20 ani de detenție. Dar în tot acest timp, Traian Trifan s-a demarcat ca un ca o personalitate de o exigență deosebită morală întâlnit cu el, în raport cu el însuși, s-a remarcat ca un profund ascet, ca un om de o spiritualitate înaltă, care, încă din primii ani de detenție, în timpul perioadei Antonescu, alături de părintele Aseie Papacioc și alții Simos Polini, și pe vremea aia se avea Anghel Papacioc, încă nu era salutarea cea părută. În fine, ideea este că ei au inițiat, practic, linia de rezistență mistică, linia de rezistență prin trăire creștină. Ei au intuit, mai ales după 1944, ei fiind printre cei legionari care nu au beneficiat de amnistie după 1944 și au continuat să fie deținuți de data asta de regimul comunist. Ei au intuit că americanii, anglo-americanii nu vor veni să salveze România, au intuit că au în față o perioadă îndelungată de detenție și că singurul mod în care se pot salva din această detenție, din acest infern, este spiritualitatea creștină. Cum spunea Nicolae Șarica, practic singurul mod în care poți să evadezi dintr-un univers concentrațional totalitar. Atunci, ei au dat această linie la care s-au variat numeroși lineri, mulți dintre ei arestați din 1941-1942, dintre care și Valeriu Gavrencu, Sfântul Închisorilor, dar și mulți conserții cum au fost Gheorghe Jiboiu, Ion Ian Olive, și lista poate continua, e vorba de o pleiadă întreagă de tine care fie că și-au lăsat o semintele și tinerele reștiurile ale închisorilor, fie că au ieșit ulterior, ca și locul Traian Trifan, ca și Traian Trifan de altfel, au lăsat în urma lor o dâră luminoasă și un exemplu pentru toți cei care i-au cunoscut. Fica dânsului a cunoscut, vă dați seama, în ambele regimuri, și cel mai precedent, dar mai ales în regimul comunist, soarta indată pe care au avut-o copiii celor care erau considerați dușmanii poporului. Așa încât, mărturia dânsei este mărturia tuturor celor care, rămânând acasă, au pătimit sau suferit la rândul lor un infern, uneori de aceeași intensitate cu acelor care erau în
și vreau să te fac faptul că sunt mulți urmași, sunt urmașii celor care au suferit în închisori, este domnul Grigoriu, domnul Mihai Grigoriu, președintele de urmare al Partidului Național Țărănesc, Naniu Nicalache, unde sunt urmați adevărații țărăniști și salut prezența dânsului aici, tatăl dânsului fiind decedat la închisoarea Jigava 1949, este aici. Sunt aici reprezentanții familiei lui Grigore Bașo din Alba Iulia. Văd că este și doamna fiica domnului Fica Miosi Bozoman. Am văzut mai devreme pe urmașul lui Mihai Maga și mulți alții urmași de Sinos Politici, dacă am să poate cineva cer iertare. Am să-i dau cuvântul doamnei Maria Trifan să răspundă de ceva din modul în care l-a decedat pe tatăl său și cea care este moștenirea pe care a lăsat în sufletul lui.
Sfânta Sfântului Dumnezeu, cuvântul cu pare că trebuie face în Aveta, până la Brașov. Dar în fiecare dată după răsând orașul și în fiecare duminică, dimineața trebuia să mergem la poliție, la miliție, să ne prezentăm, să ne prezentăm. Școala a întrerupt-o, dar am putut-o continua. Cu mare greutate am terminat și un serar. Facultate, nici vorba. Și au trecut ani în sfârșit. A venit o minune a anii, când după 16 ani, tata a fost trimis la Băzăcani cu domicilii obligatori în casele făcute de Băzăcani. Bineînțeles, mama fiind care a luat tatăl lui Dumnezeu și a stat cu tata tot timpul. S-a luat apă în lună de așa cum curge. În sfârșit, casele erau cu pământ de jos și făcuți de săraci de bățeni, au mutat pământul dintr-o parte și au făcut casă. Și într-o noapte, că nu se putea să fie ziua, după 2 ani, în septembrie 58, noaptea la Răbăuși și sunt trezniți și tata a fost doar. Noroc a fost mama alături, i-a pus în graștă tot ce a avut. Zic că nu mă vedea de la Răbăuși, și tu s-a spus, absolut nimic, că dacă trăiești, nu trăiești. Și capitolul lui, în 62, de ziua crucii, 14 septembrie, apare tata acasă. Nu știa dacă mai trăiești, mai trăiești și mi-a spus, a fost o bucurie, cum nu vă pot spune, când a avut tata, bineînțeles, slab, dar a fost primit cu bucurie, cu un nou răspunde. Acum a fac o mică paranteză, la școală, când a fost înainte de evacuare, mi-a făcut tot un băiat, care era cu UTC, dar eu nu simțeam cum să fac de ce. Și la început nu am. Am fost foarte, foarte degrasă față de ea, până la urmă. A fiecare primul a suferit copii. Și ce-a fost copii? Și să ia fata unui omaș, să-și prezinteze, să zic, facultatea și asta, după facultatea, a fost angajat la Flotila, la facultatea de aviare. Ce? Vrea mea apărat să ajungă mare și mare. Vă spun, câte nu întâlneam în oraș, eu eram tulburată de un fel de am vrut să mă mut în oraș, să nu mă văd de care să pasă cu părinții și cu mici acolo. Și ce s-a întâmplat? În ziua în care a venit tata acasă, a avut un accident de motor și cred că și-a murit. Așa că în aceeași zi am avut așa că zi cu mine, bucuria lui tata și martea. Am avut un accident să văd că tata și mi-a rămas impresia acum, asta a fost în 62, acum când trece motocicliști pe stradă, nu pot să nu mă ce prostie a făcut în viața tinerii cu motocicliști. Vârmă, ce se vă mai spune? Tata când a venit acasă, a mai trebuit să muncească câtva timp, că nu a fost suficient că a plătit taxa pentru avocat, pentru teze. Și după ce a terminat cursurile și când s-a venit zilele, atunci a fost mare mulțumire să fie însăcit acasă de mici. Și tata, când a venit acasă, tata a trăit foarte de casă. N-a fost să provoace de casă nici familie, ci nici altora. Și a început să scrie. Dar am sigurat, i-a spus, nu vreau să spun multe. Romeo și Julieta erau dragoste de tinerețe. Dar la mama și tata a fost o dragoste de viață. Așa de la spun, nu am putut să-l imaginez. O înțelegere, dragoste între ei,
Dacă mama a fost în stare să lase casa la șef să stea 2 ani de zi pământ pe jos și să dea apă din lume, nu să fie iertată. Pentru că s-a mai întâmplat și alte lucruri foarte dulce, ani de zile nu m-am interesat faptul să mă căsătoresc sau ce. Dar când am ajuns la 29 de ani, am zis să nu rămân domnișoară de tine. Și m-am căsătorit în urmă dragoste, dar să fie ca până la urmă să afle că căsătoria mea a fost planificată de securitate. Eu am fost verde și eu am fost rău. Tata a zis, nu a fost de acord, că nu s-a mai dat. Și din 2 ani de zile am mai mers căsătorit și la cum am mers, în a 3 an am fost rame și am avut slavă Domnului puterii să divorțez. Dar, să spun sincer, a fost, nu pomenesc, dar 100% a fost securitatea. Dacă rămâne să vin în casă, dar trebuie să afli ce se întâmplă. Și în momentul când am terminat divorțul, tragedia cea mai mare care se întâmplă, se îmbolnăvește în mamă de cancer. Și începe tratamentul al vechi și iar aici, am fost nemulțumită, vă spun sincer, nu vă pot spune, după așteptare de 22 de ani, când se vine tata acasă, mama se îmbolnăvește și moare cu 75. Dar, am zis pe tata, cum a stat tata, cum a grijit-o, vă spun că se ducea sufletul. Păi se ducea, tata avea o vorbă. Ce viața, cum să vină? Dacă nu trebuie să trebuie să trebuie, și la trebuie să trebuie să trebuie. Și tata se ducea pe acel timp și spiritul vorbea cu mama. Și era, e bă, e discuție, ce să ne ține? A fost singura mângâierea mea când l-am putut vedea pe tata cât de cât mai împăcare decât mine. Eu n-am fost împăcare. Și asta, tocmai atunci a terminat semnul jos, când a venit mama, și atunci am luat eu locul mama cu îngrijire. Acasă, în casa părintească, am trăit de casa bunicilor și a rămas bunica cu tata. Și vă spun sincer, tata s-a purtat cu mama, cu mama, foarte frumos și cu bunica, că zice, cum pot să mă port în râs cu cineva care umple proști nu mai făcut, în ce situație am adus familia. Și când, după moartea lui Dumnezeu, m-am mutat la tata și a stat tot timpul cu tata, l-am întâlnit când am putut. Tata avea, când am venit de la Bunisare, o fiecare doamnă și primăvară am avut familie cu Bunisare. Și în 90, în primăvară, vara leacul s-a arătat, dar nu mai era scăpat. Un consiliu de doctor s-a spus, ori trebuie să împăta ca să moară de foame, ori operație. Bineînțeles că a avut operația. Operația a reușit, dar dacă vinte lipse de proteine în organism, nu s-a mai sudat. Se simte. Și într-o hemoragie internă fatală. Am stat pe care am tot, nu am lăsat 5 minute singur la spital, am fost dorozită, altă dorozită complită și am rămas, știam că a fost tata Rima cu mine, dar nu știam că a fost chiar așa. La mormântare am rămas surprinsă, că era deja în 27 aprilie 90. A venit din Cluj, a venit din Craiova, din București, din Iași, deci a venit o groază de colegi. Tata nu ne-a povestit nimic. Nimic. Vai, cum am bătut și am făcut așa și am făcut așa. Și am aflat de la alții. Și după ce a venit acasă, am spus că a scris. Și mi-a lăsat cu limba de moarte, dacă se va putea, să public cărticica lui. Testament, rolul 1036. Numărul acesta era cel de reținut, la alt. Și eu
de Lucica, la Sihestrie, de la Sihestrie, părinte de Filoteu, a lucrat la ea și a fost trimisă la Chișinău pentru tipărie. Acolo a fost tipărită și nu știu cum s-a vândut, cum nu s-a vândut, dar s-a răspândit în toată țara. Și tata e mai mult cunoscut cu robul 1036 decât Traian Trifar. Și tot s-a mai întâmplat o altă lumea, de la Petru Domnul, la Zărnești, lângă Brașov, era o mănăstire. Și părinte de Ștefan Negru a venit la mănăstire acolo. Și la o conferință a lui Domnul Curcărea, m-am dus, bineînțeles, și eu, era și el acolo. Când a conferința a decurs, cum nu se poate mai frumos, la plecare de anii. Și părintele Ștefan, călugărul Ștefan, îmi spune că trebuie să facă o slujbă la mormântul tatălui. Nu știam cine, nimic. A doua zi îmi dă telefon și în sfârșit a venit, am vorbit ziua când vine, și a vedea părintele Ștefan cu cantorul care era și șofer și am făcut o slujbă cum nu se poate. Ce mormântul ăsta. Și înseamnă, și de câte ori venea la Brașov, venea pe la mine. Până la urmă, văd că tata scria. De data asta scria. După ce m-am uitat eu la tata, i-am făcut la cameră chimie. Și toate problemele au fost preluate de mine. Și vine părintele Ștefan, dacă n-am mai scris ceva tata. Îi deschid biblioteca bunicului, când vine doar nu vine acolo. Patru și-a făcut copii, a doua zi a venit părinte și i-a dus la Petru Vodă. Și ca printr-o minune, părintele Justin a dat, în dispoziție sau în sfârșit, să se publice din aceste scrieri. Și acum, două săptămâni sau trei săptămâni, a fost lansarea cărții tata la Petru Vodă. Și anume, a fost inclusă și partea Romul 1036 și din caietele respective a fost o carte groasă de 300 de pagini. Și acum mi s-a spus că nu se pune la librărie în vânzare, că e genar. Dar, prin mijloace de mănăstiri și așa mai departe, o să se publice. La librărie Eminescu din București, o primește. Eu am toate cărțile, inclusiv cărțile, da. Toate librările apropiate, sunt primite de acolo. Și de ce asta mi s-a spus, acum dacă bine, da, spune și pe... Îi dacă mai e cartea, că nu pot să vadă. Și în sfârșit, și sunt foarte încântată că s-a făcut cartea asta. Ce să vă spun? Când au auzit că toți ceilalți care vă zic de au fost considerat mistici anii. Toți vorbesc, a fost un sprijin mozar și vorbesc, nu se poate. Dar noi am primit vestea acasă cu ceva în închisoare, cât dacă așa ne cuminte. Că nu, ce făcea, medita și se ruga. Și alții care l-au început, au venit și mi-au spus mie, adică a venit cineva de la închisoare, atâta răutate să fie, că vreau să vorbească cu cineva din familia Trifan. Și m-am pus la pe era militar. Și m-am pus la persoana respectivă și să spun, să știu, când am auzit asta, cum să mă pot să spun? Nu, mama, asta era înainte de micilor din altă. Și în sfârșit, cum să spun mama treaba asta? Și când am revin, când am auzit că a venit la și Lumitatorul de Chitoa sa în Bărăgan, a mers cu inima strânsă. Doamne, ce este? Ce de fiind? Ar fi fost prima dată să ne întâlnim. Și am avut și ghinion. Am plecat cu trenul pe la Brașov. Cum am primit telegram la primul tren, la ceva ce m-am dus eu, mama, până acolo, a
a fost un accident. Până la rechituația era o linie numai de plină ca să ia bafă. Dar puteai ajunge acolo să te apropii de rechituația. Și tata s-a dus să ne aștepte. Și n-am venit. Că n-am apucat cu doctora cu trenul respectiv. Mi-am dus până la luci în genul la sală de acolo și am luat o căpluță și cum mă pămară până le-am atins acolo. Și când am ajuns acasă, l-am găsit pe tata puțin decepționat că l-am venit. Dar, vă spun sincer, nu știu cum am rezistat. Și când am văzut pe tata, cu ochii blânzi și cu glas, și bucuria care a fost când mi-a văzut, vă spun, a fost ziua cea mai nemaipomenită în viața mea când am zis și mea e bine. Să mă cheie să-mi spune că tata e bine și din contră a fost ceva de neimaginat. Vă spun, o plătură sufletească, o înțelegere, o relevare a problemelor cum nu se poate. Și pe urmă mai avea tata și altă vorbă, mereu când e în siguranță, îi scoate copițele. Și când nu stă în carapace, noi am trăit în carapace o viață întreagă. Și vă spun, acum, eu mă recunosc. După ce am trăit așa, eșec în viața particulară, cum nu se poate, și acum, la bătrânețe, am ajuns vedetea. Și ce să vă spun? Și acum, pe cine cunosc? Pe stareții de la Anacunia, pe stareții de la Petru Vodă, la Deaconești, sunt numite ca nu știu la cine. Ce să vă spun? Nu-i meritul meu, meritul tata. Noi am venit alături toate problemele respective, n-a fost așa. Despre problemele familiilor care au rămas acasă, părinții sau tații închiși, să știți că n-a fost așa. A fost o luptă, am făcut o școală a vieții, cum nu se poate. Dar, fără școală, suntem aici. Un mână în închisoare,
și am gândit cu data mea. Am învățat să sculptez în lemn. Prima dată a sculptat cruciulitul lui Totfrin și pe urmă a ajuns cu arta populară românească renumit în toată Europa și toată lumea. Și a trăit la Brașov, l-am cunoscut foarte, foarte bine și vă spun, el a fost cu sculpturile. Acum, când am originat, am primit de la Închisoare anumite obiecte, o cameră, desene, ca printr-o minune s-au păstrat 80 de ani în biblioteca bunică, de parte de mama. Și eu când am plecat la adult, am făcut copii și am plecat original din i-am lăsat la adult. Și un râd i-am dat numeța așa, un băiat frumos, foc, la vreo 30 și ceva de ani, care împreună cu nevastă să sunt șefii gazete de Maramureș, o gazetă nemaipomenită. Și îmi spune la un moment dat, am primit o surpriză, din sculpturile care le-am primit acasă, am avut o cruciuliță mică, făcută cruciuliță regională, se zice, și în sfârșit o am lătit. Până a găsit un meșter, a găsit un pește, un avamore și un renumit, și a început să facă sculpturi. Bun, am vorbit cu părintele Ștefan. Zice, Doamna Maria, dacă puteți face cât de multe sculpturi ca să se știe. Am trimis la Tehidu. Și de
veselele mele păstrate în la 80 de ani, acum am avut mare de succes să fie alături de cruciulițele nemaipomenite. Și Părintele Cojanu mi-a spus că a avut foarte mare succes. Încă nu am acasă, încă tot pe lume, dar vă spun de aproape în aproape am reușit să pun pe la cunoștința oamenilor marile sculpturi. Și ce m-a impresionat pe mine în mod deosebit, care aparține la toate sculpturile lui, de trei cruci frânte și sus are o cruce, în care s-a dat explicația că vor veni în 42-43, că vor veni vremuri grele în care va dispare nădejdea, dragostea și credința. Și numai Dumnezeu din cerul nu poate ajuta crucea de sus. Asta m-a impresionat în mod deosebit. Crucea asta de sus reprezintă că Dumnezeu nu va ajuta. Și îmi spun, zice, acum fac tot posibilul să mai fac comenzi respective și să mai dau. Dar îți spun cu așa bucurie și așa satisfacție am că prietenia de tata și părinte, am uitat să vă spun, în 2003 am fost la Tehnion și părintele Papacioc a fost relativ foarte bun, unde într-un plic trei poze a desenelor lui. Și zic, oare de ce mi-a dat mie? Eu nu aveam nimica cu treburile acestea. Dar am considerat așa că a avut o previziune în mine că pot să fac ceva cu ele. Și vă spun sincer, sunt mulțumită de și lucrările părinte din Papacioc au ajuns să se cunoască. Asta este ca ce am reușit să fac. Și asta este cartea care am avut acum la Petru Vodă. E inclus și prima cărticică, toate lucrările de tata sunt incluse aici. Și anume, semnul respectiv că viața trebuie să fie între paragrafe, crucea. Da, și așa că acum vă spun, la vârsta asta sunt mulțumită că lucrările de tata au ajuns și sunt nu apreciate, ci foarte apreciate. Nu pentru orice. Tata nu mi-a spus mie cărțile, că eu nu le duce. Că sunt la un nivel mult, mult, mult mai mult. Așa că trebuie să le ales cum trebuie, dar există. Deci a fost la, acum, cum v-am spus, acum 2-3 săptămâni a fost lansare și a fost și eu la Petru Vodă la lansare și acum îți mulțumită. Îți mulțumită că, practic, era păcat. A fost că preotul și călugărul de la Ghiela au ținut o conferință la Brașov. Și a doua zi a venit la mine. Și asta s-a uitat în cadet, așa, răsfânit. Și zice, Doamne, îmi pare rău că n-am știut de aceste lucruri înainte de a da doctorat. A fost o părerea lui. Și vă spun sincer, sunt încântată că asta și acum mi s-a spus de la Petru Vodă să nu dau cartea asta la cine care crede că poate să citească ca roman. Nu știu ce care poate studia. Și acum am câteva cărți acasă și acum rog pe cei care sunt în măsură să-mi dea sfatul bun cui să trimit. O cunosc pe un preot Palașca de la Cluj, am vorbit cu el, cui să-i mai trimit. Și am pus la foșul el la altele
cel mare de mine, scru și mare. Am decurs. Așa că am primit acolo că merită. Și acum mă încerc să studiez problema și să cer ajutor altor persoane pentru această rată de fiecare. Până una așa, vă dau una și din una așa. Și cartea e la mijloc cine vrea să studieze. Jos pălărită. Da, da, da. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă spun îți mulțumesc. Am fost anunțați de la trapeza mănăstirii. Pentru cei care s-au înscris de ieri pe listă și au achitat sau nu au achitat, dar cei care s-au abonat de ieri pe listă pentru masa de seara de acum, sunt rugați să coboare acum la 18:30 la masă. De aceea noi vom suspenda, vom închide acum rugările și Coriola. După liturghie, bineînțeles, mă așteptăm la formularea și atunci deci liturghia urmează să dureze între 10 și 11:30, iar la ora 12, la crucea partizanilor, la crucea luptătorilor anticomuniști, va avea loc ceremonia anuală de pomenire a celor care au luptat și au căzut în rezistența armată anticomunistă din Munții Făgărașului. Vă mulțumim pentru prezența noastră. Vă rog să ne scuzați încă o dată pentru disfuncțiile tehnice. O să încercăm să vorbim aici să ne revenieze și să nu mai avem problemele astea anul viitor. Mulțumindu-vă încă o dată pentru efortul pe care l-ați făcut pentru a fi prezenți în aceste zile aici. Vă dorim o seară în pace și mâine ne vom întâlni la comemorarea Comunismului.